În timp ce Damaris și Gabriela se ferchezuiau, Miruna și Denisa discutau despre tendința din casa fetelor în ceea ce privește mâncarea. Tu îți dai seama? Totul până la mâncare ești nebun. Aici poți să zici, să faci orice, dar nu te combina cu mâncarea, că nu mai scapi, ești nebun. Te aruncă peste poartă. Tu... Da, mă, mănânci cu frică, ești nebun. Nu mai, eu nu mai îndrăznesc să iau. Iau un cremguște, mă întreabă dacă mi-am comandat. De fapt, nu că mă vede pe filmare că am un cremguște în gură și mă întreabă dacă mi-am comandat. Aici s-a ajuns, mă, fraților. Și te-a întrebat cineva? Mamă, deci vă rog eu când mai mănânc ceva, că poate și fur de la altul, nu mai vorbesc nimic, să nu se arate. Să nu se arate. Dar ceilalți. Că intru la belele. Mănânc singur la trupol. Dacă ați observat asta, de ce mi-am luat o rodie și cumva mi-am luat și un de-asta. Ce, avem rodii? Avem rodii, dar două sunt al lui Gabriela și una e a mea, cum ar veni, mă rog. Și mai era un fruct, cea la verde, mare, știi? Mango, mă rog. Dar ideea e că, până la urmă, era al lui doamna Ecaterina, că au venit mai trei, în ultima, dar nu contează. Așa, și eu am zis că dă să le iau, știi, rodia și mango-ul meu, cum ar fi să le pun la Gabriela ca să nu se împuce să... Da. Și tata mea se bătea acolo pe mâncare, că nu ne-a chemat nimeni, că nu-i mâncare, că ia uite, s-a ras tot, nu știu. Și eu cu sticla mea de am băgat un dulap și am plecat. Nu suntem acolo, mă uitam, zic, po. Da, nu știu cine deschide astăzi dulapul la pahare acolo și vede mâncare ascunsă. Mai deschide da, la... Da, păi are ale mele. Da, mai deschide la castroane acolo, iar mâncare ascunsă. Eu cred că era și faci două. Păi așa s-a ajuns, mă. Dar nu e vorba de ascuns, dar fiecare și-a pus un om. Eu mi-am pus și că vreau să-mi păstrez să servesc și chestii din astea. A doua zi, la momentul întocmirii listei de cumpărături, Denisa încerca să preia frâiele situației. Unde era Luca? Că ea știe să gestioneze bine. Cura Luca, băi, nimeni nu s-o certa, nimeni nu s-o contrazis. Nu e adevărat, dar Marius, era mai puține fete, acum sunt mai multe persoane. Nu contează, cu 6 mame în plus ce contează? Ai văzut ce dezorganizare e când suntem mulți. Nu e vorba de la Luca sau Gabi, pur și simplu, e numărul de persoane. Eu cred că cu cât suntem mai mulți, cu atâta... Păi da, nu e ca și cum face cineva mai rău sau mai... Iar pe terasă, Miruna a discutat-o despre alimente și organizarea lor în compania Ralucăi și Ingăi. Și că a deschis Viorel la pahare acolo și râdea că ia uite bă, voi aveți astea separate și nu știu ce. Dar normal că le-am separate, pentru că măcar atât. Din ce mi-am luat vreau să am și o cutia mea de 3 în 1 și sucurile mele și mă doare undeva. Plus ce dulciuri am primit vreau să mi le țin separat. Care e problema? Păi, că altfel nu se poate aici. Cameră. Tu chiar ai fost de treabă. Da, nu. Mâncare în cameră totuși nu vreau să duc. Nu vreau să mi le bag în lada de la pat. Acolo îmi țin haine, că așa țin un normal. Dar dacă așa trebuie să faci, mi le pun în dulap. Da, mi-am pus ton în dulap de la mama, mi-am pus porumb, unul l-am pus în frigider să mănânce cineva. Dar acum nu pot să fac parte cu orice, că sunt și eu om și vreau să le mănânc. Ideea este că am auzit discuții gen zic 100 o pun la mâncare, de oricum nu mănânc, cine știe ce. Că nu e corect așa. Gen, dacă tot spun 150, trebuie să pui și tu 150. Dar eu nu prea mănânc, adică ce mănânc? Mănânc o bucățică de cașcaval, o pâine și un unt și o leacă de lapte? În care gătitul nu prea mănânc. Păi ține de 100 de lei, ce vrei tu? Păi asta am făcut săptămâna asta și... Păi și acum, nu ai stat la listă. Păi am zis, stai să întreb cât costă țigările, știi? Ca să fiu sigură. Nu vreau să apară discuție că mănânc mâncare, dar am pus în buget. Eu nu sunt om care să... Mie nu plac chestia. Nu pot să aruncă mâncare, adică... Lumea se omoară aici, lumea se omoară că se mănâncă și își cum aruncă oamenii. Dacă am văzut persoana respectivă de multe ori pune accent pe chestia asta și nu... Cine mă? Nu vreau să dau nume. Da, mă, nume, îți dai seama. Nu vreau să mă cer cu nimeni pentru mâncare. Asta e banal. Am dat buget aparte și gata. Păi și tu ce ți-ai luat din buget? Ți-ai pus ele deoparte? Păi mi-a zis să le pun deoparte. Cine, mă, cine a intrat, mă, în inga așa? Cine a zis, mă? De unde suntem? Dar zi, mă, ce, acum stăm să ne ferim? Păi dacă cineva zice ceva de mâncare, nu vreau. Cine a zis și te gândești? Cine? Nu vreau să dau nume. Nu cred că are treabă, că oricum doamna e separată și ea. Nu știu de ce a interesat-o de cremul, știi, mea. Nu vreau să dau nume pentru că nu vreau să mă cer pentru mâncare. Aici este o regulă, vreau să merg după regulă. Păi bine, dar tu ți-ai dat deoparte măcar ție al tău. Da, și oricum se face gură și pe urmă văd că se aruncă jumătate dintr-o oară de mâncare. Da. Adică doar așa, nu, că s-a făcut și tu n-ai pus și eu am pus bani și pe urmă o arunci. Ai, mai bine să o arunci la câini.
Nu, mă, dar tu prea ești așa, doamne. Păi dacă aș spune eu la toți la suflet... Da, intrat într-o stare din aia. Băi, intru și eu, dar 30 de minute. Și că ea singură mă... Eu plec, că e ultima loc. De ce? Eu de acasă, de exemplu, dacă m-aș uita la emisiune... Mă, și dacă pleci, ora mea, unde te duci? La ce așteptări ai aici? Ce crezi că în 4 minute... Nu, se referea că ea pleacă... Că ea mi s-a zis, dar nici nu știi cât stai, că poate mai stai încolo în 7-9. Și a zis că nu, că oricum ești ultima. Și am zis, eu dacă de acasă mă uitam și votam, eu aș fi votat un om ca tine pentru că, bă, ești o fată mare și serioasă, se vede clar că ai niște intenții cu cineva, că vrei să cunoști, nu aș vota Caterinca cu Budincă. La cine faci aluzie? La fetele mai mici care nu au o intenție clară, nu-i logic. Nu, ori stau și mă gândesc pe bune, unde am venit. Stai să vezi discuții, că vin băieți în casă și că mai mănâncă deja și ei, nu? Da. Că s-au mâncat păi pulpele, bine, că au venit băieții. Atunci, Inga, poți să te răzbun. Stați puțin, eu sunt în relație cu ceva, nu? Am copilul meu aici, nu? Ok. Cine am în casa ala? Să fiu scorpia din casă? Nu, da. Păi nu, o n-o să fie, că până atunci fiecare o să aibă statut. Eu n-am o treabă dacă sunt percepută. Păi nici eu n-am treabă. Păi da, dar vezi că, uite, noi două practic am fost în această situație, că două țigări nu am luat și eu, dar de tine s-au luat, de mine n-a comentat nimeni. Tu ești mai vocală, eu sunt mai liniștită. Păi, două, mai... să fii mai vocală. Omul bun e luat de prost. Bine, nu mă consider om rău, dar... Nu, vorba, adică să ea intre, e tac, nu vorbește deloc. Să nu intri spun, da. Așa și le stric și de... De nu le mai tihnește pilaf. Nu vreau să vorbesc despre chestia asta. Sincer, nu vreau să mă cer cu nimeni pentru zine mâncare. Zine tu! Cine s-a simțit? Bună ziua, doamna Paula, din nou. Bună ziua. Stați, doamnă, liniștită. Cine a făcut pilaf, Miruna? N-a făcut nimeni pilaf, m-am referit la aia cu... S-a umflat pilaful, sau cum a zis. Și de-aia am zis că nu le-a mai gândit pilaf. Cine te-a supărat, Inga? Dar nu că m-a supărat direct. Indirect, cine te-a supărat? Dar nu aș vrea să discut, chiar sunt lucruri pe care nu... Da, dar știi că ne nominalizând, acum fiecare poate să spună, bă, dar poate am făcut ceva și n-am vrut, adică poate chiar n-a făcut cineva ceva cu rea intenție. Uite, Gabriela mă aprobă. Eu nu am zis că a făcut-o cu rea intenție, eu sunt o persoană care ține cont de niște reguli. Dacă sunt reguli, atunci sunt reguli. De ce s-a întâmplat mai exact? Detaliază. Păi, ideea este că noi am hotărât cât e 50 de lei să fie pentru buget, eu pentru țigări electronice, mie una nu mi-ajunge și am zis că pun două, doar că nu știu cât costă două țigări electronice și am zis ok, să fie 100 de lei și zic că dintr-o 100 o să-mi iau ce mi-ajunge deja, cam plus minus ce mănânc eu pe săptămână. După care am vorbit cu Raluca și a zis, păi poți să dai 100 cealaltă pentru mâncare, că oricum noi nu mâncăm cine știe ce. Dar au fost discuții că dacă este 150 de lei, nu se acceptă doar 100, ci trebuie să dau ca toți 150. Și atunci am fost de idee că rămân dar individual în continuare. Pentru ca să nu se creeze. Dar cum să fie individual? Că tocmai v-am spus ieri ceva. Asta e o discuție de azi dimineață, nu? Azi e miercuri. Ați făcut listele. Am făcut lista, da. Și a ieșit sau? Mai consideră că am ieșit, da. Că a ieșit bine. Astăzi. Mai bine decât data trecută. A ieșit o listă și după aceea o mulțime de comentarii pe lângă, nu? Așa se întâmplă. Uh-huh. Nu, că noi eram afară atunci, între timp ce nici măcar n-am asistat, nici n-a fost... Știam. Adică ni s-a spus că se fac listele, dar eu am vorbit cu mama săptămâni, am solicitat o țigară electronică și un fixativ și atât. Nu, poate să comande mamele ce consideră, pe asta mâncăm și noi ce... cum se organizează dânsele. Eu n-am... Dar tu mi-ai spus? Da. Nu mi-a spus astăzi. Eu i-am spus. Am ceva dacă i-ai spus. Eu am vorbit cu Gabriela, i-am zis. Da, și am trecut pe listă. Da. Și da, știi cum e? Sunt situații de genul ăsta. Nu, noi nu prea mâncăm, nu trecem pe listă și după aceea ascundeți prin dulapuri. Nu, niciodată. Nu. Miruna și-a pus în dulap pentru că a primit foarte multe pachete de la familie. Nu a pus în dulap nimic. Pe care oricum le-am și împărțit, dar da, eu exact. La buget mi-am luat trei chestii separat, practic, dar le-am pus tot în frigider. Și acum, până la urmă, vreau să mănânc și eu ceva din ce mi-am luat acolo două lucruri. Adică... Acum am procedat ca și era Luca. Mi-am luat din 50 de lei ce am vrut eu și restul i-am lăsat pentru mame, cum a zis doamna Dorina, exact. La discreție, adică avem două guri pe care le mănânc, să le mănânc fără probleme. Și, nu știu, am toată încrederea că mamele știu să gestioneze bănuții și... Da, altcineva cine mai are nemulțumire? Denisa, spuneai ceva pe acolo. Nu, eu am povestit Mirunei ca o glumă, că
E amuzant cum ne ascundem mâncarea. Că băieții, da, au descoperit că... Da, da, nu a fost o... Da, mi-au descoperit pachetele de la mama și de la prietenele mele, adică... Și nu știu dacă era sigur el sau altcineva, mi-am zis că era un băiat în bucătărie care a spus chestia asta și mi s-a părut amuzant și i-am povestit în ca fiind ceva amuzant, nu că așa avea o problemă, că și-ascunde sau nu și-ascunde sau cum... Nu, sunt ascunse, sunt depozitate, că nu vreau să stau exact. Să-mi pun 40 de ciocolate în frigider, că păi și dacă vine nu mai încape ciorba. Deschide dulapul unde tu ai depozitat. Se știe că este al meu. Și poftește la o ciocolată. Oricum am părțit cu toată casa mereu, a dat mai mult decât am mâncat ea. Da, sunt discuții și pentru că uneori băieții vin și... Nu, nu. Mai ciugulesc? Nu, nu, aici niciodată. Chiar nu am fost noi drept, adică aici a fost altul. Același lucru l-am făcut și noi în casa lor, nu s-a pus. Dar cine? Nu, nu, nu. Atunci. Dar atunci... Nu, nu a fost așa, Raluca a zis, păi în cazul în care te simți... atacată, păi și tu strategeta. Oricum era în glumă. Ca da, adică în glumă, nu în serios. Pentru că ea se simte prost, eu am văzut-o și acum în pauze, ea n-a vrut să mănânce chiar și dintr-o mâncare de cartofi făcută de mame, că ea nu a participat. Și am spus că ea și n-ai participat la ce? La facerea mâncării? Nu, săptămâna aceasta eu sunt individual, adică ce mi-am comandat, eu doar din asta și mănânc. Măi, nu... Și este mâncare deci, doar. Exact, avem mâncare de aruncă mâncarea. Nu aruncă. Pot să o iau de la capăt, nu există că sunt individual. Într-o casă, Inga, o să fii măritat. De eu știu, eu o să ai copii. Aveți un buget, tu și soțul tău lucrați, da? Aveți un buget și îl împărțiți. O parte pentru mâncare, o parte pentru întreținere, o parte pentru hainele copiilor, o parte, habar n-am, nu știu. Din bugetul ăla de mâncare al casei, e buget pentru mâncare, adică nu și-a soțul ce-și comandă el și se duce și mănâncă doar el. Adică, înțelegeți ideea? Da. Adică, cum să eu nu mănânci înțeleg. Ceva din ce a gătit? Cine a gătit mâncărica aceea? Noi, împreună. Mamele. Dar mamele ne-au rugat mereu și... Interzis să mănânce ce eu nu am interzis de vorba că s-a simțit ea. Dar nu să se simtă niciuna în frigidere mâncare. Mereu a rămas să mănânce. Și ne-am rugat. Și azi le-am rugat. Inga este foarte educată și cu mult bun simț și poate doar datorită faptului știm că ea și-a cumpărat două țigări care nu știm exact cât costă, 27 de lei, 50 de lei bucata, habar n-avem. Acum mai mănâncă, da, Inga. Și n-a mai mâncat. Adică eu zic totuși că nu moare nimeni de foame în casa mea. Păi n-aș vrea să pare după aia discuție că eu am pus doar 100 și... Dar nu a... Au apărut deja. Dar s-a ajuns ca orice băgăm deja în gură să se întrebe de unde avem produsul, dacă l-am comandat sau nu, dacă e de la mama, de la sora, de la fratele sau mănânc de la altcineva. Așa s-a întâmplat cu cremvuști, renumiți, că toată casa știe de cremvuști. Nu știu ce. Mi-am comandat și eu 10 amărâți de cremvuști, este o pungă întreagă în frigider și mi se întreabă dacă mi-a luat cremvuști, că de ce pe filmare mănânc cremvuști, adică pe bune. O să ajungem aici, este mireasă pentru bugetul meu, adică nu știu, nu mai e despre dragoste, e doar despre salamuri de Sibiu de la mama sau rostic din frigider. Deci nu, păi dar nu știu, dacă tu primești, să spunem, un salam de acasă și vrea cineva să mănânce, poate să mănânce. Doamna, am făcut ieri semișuri pentru toți, am mâncat unul singur, le-am făcut lor. Salamul ăla. Adică ce am în par, pot să nu mănânc. Nu mai ești primit în casa. Dar când mănânc și o felie, să se știe că n-am mâncat-o de la altul. Păi da, dar uite, și tu greșești că spui așa, că poate o să ajungi într-o perioadă în care o să mănânci și tu de la altul, că poate o să primească altcineva. Dar eu n-am spus că e problemă că eu fac parte. Am mâncat cremvuși și m-a întrebat doamna Paula, ți-ai comandat cremvuști? După filmare mi s-a părut ca și cum, bă, tu ți-ai luat cremvuși sau mănânci din bugetul mamelor, fetelor? Așa mi s-a părut, da. Ce discuție. Păi așa mi s-a părut și v-am și zis, da, mi-am comandat și dacă nu-mi comandam, puteam oricum să mănânc, că nu te omoră nimeni pentru un cremvuște. Acasă, Doamne ajută, mănânc la cremvuși până când. Dar oricum, între fie vorba, nu sunt deloc sănătoși. Nu, să nu mai mâncați. Dar e pofta inimii mele, cremvuștul ăla, de-abia să ajung acasă să-l mănânc la discreție. Aoleu, un camion, da. Da. Bine. Luăm și acum să revenim la dragoste. Dacă toți suntem la mireasă. Uite, luăm o scurtă pauză. După pauză, înțeleg că au fost și apropieri între